Elevii trec prin febra emoțiilor. Evaluările naționale de la finalul claselor a doua, a patra și a șasea au început luni cu testarea elevilor de clasa a doua. Copiii au susținut testarea scrisă la limba română, care a durat 30 de minute. Evaluarea s-a desfășurat în clasa în care învață copiii, respectând așezarea lor de zi cu zi în bănci, iar profesorul de la clasă a fost cel care le-a dat elevilor testele. Conform calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a doua, a patra și a șasea, astăzi a început evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a doua, prin proba susținută la limba română scris. În județul Suceava, evaluarea națională a început la ora 10 în toate unitățile de învățământ, fiind înscriși 5573 de elevi de clasa a doua. Dintre aceștia au fost prezenți 5285, iar 288 au fost absenți. Evaluarea națională la clasa a doua continuă marți 19 mai cu proba la limba română citit și miercuri 20 mai cu proba la matematică. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclu primar la finalul clasei a patra se va realiza în zilele de 26 și 27 mai 2015, fiind vorba de două probe, la limba română și matematică. Evaluarea elevilor la finalul clasei a șasea se face în zilele de 2 și 3 iunie 2015, probele fiind transdisciplinare, prima la limbă și comunicare, a doua la matematică și științe ale naturii. Este primul an în care la acest tip de evaluare intră elevii care au parcurs clasa pregătitoare și care ulterior, în clasele a întâia și a doua, au învățat după un curriculum nou, diferit de cel al elevilor care au susținut anul trecut evaluarea de la finalul clasei a doua.